Sâmbătă noaptea, un echipaj de poliție i-a făcut semn unui șofer să tragă pe dreapta. Acesta nu doar că nu s-a conformat, dar a și accelerat. În goană, el l-a acroșat pe unul dintre agenți, a lovit autospeciala poliției și a distrus o stație de autobuz. Polițiștii au plecat în urmărirea acestuia și au reușit să-l imobilizeze pe un drum agricol. Bărbatul este bănuit că în timp ce se afla în mașină ar fi acroșat unul dintre polițiștii care încercau să-l imobilizeze, precum și auto-utilitara de poliție. Acesta a fugit de la fața locului, fiind ulterior prins de către polițiști și încătușat. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere, refuzând testarea cu aparatul etilotest. Mai mult, bărbatul furase mașina pe care o conducea, așa că s-a ales cu mai multe acuzații. Fiind cercetat pentru ultraj, distrugere, conducere fără permis și refuz de recoltare probe biologice. El a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat instanței de judecată, care a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.